Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră. Astă seară, invitatul meu este domnul Manta Pantelimon. Nici nu știu cum să vi-l prezint, profesor universitar Novocean. și novocean, este de bază. Profesor universitar, avocat, om politic, deci avem ce discuta în seara asta. Bine ați venit, mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Mulțumesc de invitație și sper să fie o dezbatere interesantă, așa cum Sigur, vă doriți și dumneavoastră și da, cei ce ne urmăresc. ca între doi novăceni, deci, Da, da. da. O lună cu multe evenimente, aș începe cu cel mai important, sărbătorirea centenarului pe 1 decembrie. O unire făcută în 1918 de oameni politici și foarte important de un rege neamț și o regină. Cel mai mult cred că regina a avut o influență foarte puternică, mai ales pentru obținerea recunoașterii acelei uniri în toate cancelariile europene și nu numai, și în America a mers pentru a sprijini această unire. Dumneavoastră, de fapt, erați, știu, din liceu și un foarte bun elev la istorie, chiar ați câștigat concursuri județene. Locul câștigător, locul întâi, dacă mi-aduc bine aminte. Da? Și de asta vreau să discutăm, fiindcă s-a reușit atunci să se unească toți românii, nu numai din țară, dar și cei care au pus umărul și cei care erau prin celelalte țări, Austria, Franța, și au făcut posibil acel mare act. Parcă acum suntem mai dezbinați ca niciodată. Nu ne putem compara cu momentul acela, că atunci a fost un moment de maximă unire, ca dovadă actul de la 1 decembrie 1918, cu toate evenimentele premergătoare acestui act. Ce părere aveți despre cum s-a sărbătorit în România? Că vorbeam de dezbinare și de... Da, o scurtă remarcă pentru început vis-a-vis de perioada noastră de liceu. Într-adevăr, a fost materia mea de suflet, de inimă, istoria și mai ales istoria Păi, ați românilor. urmat dreptul, ai urmat dreptul după Am aia. avut și profesori foarte buni, printre alții regretatul profesor Sabin Popescu, tatăl dumneavoastră, un om deosebit, un critic și fiind al evenimentelor, un om și de intelectual rasa, dar și destul de acid, așa sub masca unei bonomii, unui om bonom, aparent neatent, era un tip profund și profesorul Micu Popescu, din punctul acesta de vedere, realmente mi-aduc cu plăcere aminte. Am câștigat, așa este, și un concurs, înainte semicentenarul Partidului Comunist, am luat locul 1 pe județ. Bun. În legătură cu tema emisiunii, ați prins în mare profunzimea evenimentelor care ne-au marcat istoria. Acum să ne amintim că exista o premisă puternică în conștiința poporului român vis-a-vis de acest act de unire, e vorba de momentul istoric 1600 al lui Mihai Viteazul, 1601, care a realizat, sigur, Pentru pentru o lună sau cât? o perioadă foarte scurtă de timp, cam o lună și ceva,
unirea celor trei țări românești, dar asta a fost un lucru extraordinar, da, totuși suntem la 1600 când nimeni nu credea posibil așa ceva. Evident, împrejurările, conjunctura istorică n-au fost favorabile pentru menținerea Erau acestei imperii, erau realizări imperii și puternice în jurul României, sigur, care evident nu puteau accepta da. un asemenea statu quo. A fost șansa peste 300 de ani, 300 și ceva de ani, în 1918, o conjunctură istorică favorabilă, care a fost extrem de bine valorificată de diplomația românească, de mari bărbați de stat. Evident, cu atât mai mult a cuplat populația, marea masă a românilor și fără îndoială conducătorii de frunte ai statului, e vorba, așa cum spuneați, de regele Ferdinand și regina Maria. Și Ionel Și Brătianu, Ionel liber Brătianu, Ionu, mare care om de stat, pentru că până la urmă regii erau undeva cu adevărat mediatori. da, cum ar trebui să fie și acum Cum ar trebui să președintele. fie și astăzi președintele, cum îl definește Constituția pe președintele României, dar cum nu s-a realizat niciunul din președinții Poate după era mai bine Revoluție. după Revoluție să fie acceptat monarhia. După părerea mea, cu certitudine, pentru că regele s-a constatat de-a lungul timpului, cum se întâmplă îndeopște în monarhiile constituționale din Europa, nu cuplează Jocurile la politice la jocurile politice subterane. Se depărtează de ele și privesc problemele majore ale țării și, până la urmă, reușesc să dea substanță politică unui vot popular, respectiv alegerile parlamentare, în urma cărora se conturează o majoritate parlamentară. Eur la noi, de fiecare dată, președintele venea dintr-un partid, venea dintr-un partid și n-a uitat niciodată sigur că a fost de sprijinit unde a să iese. provenit. Da. N-a uitat, nu numai că n-a uitat, eu cred că a și plusat de-a lungul timpului. Așa a făcut, din păcate, și Iliescu, care, sigur, având în vedere perioada în care a condus destinele Trecerea de României, la comunism la da, democrație. foarte grea, având în vedere și tarele lui trecute vis-a-vis de anatema care îi se pusese de Comunist. comunism, cu toate acestea a reușit cât de cât să fie un președinte, hai să zicem, rezonabil și acceptabil, în sensul că n-a fost, știți bine, acuzat de acte de corupție, de Și nici nu s-a arbitrar, opus de mersului istoriei. abuziv, absolut. Sigur, poate n-am avut șansa să avem un Havel ca în Cehoslovacia, un intelectual de mare ținută, care poate ne-ar fi adus mai repede și mai aproape de Europa. Dar așa a fost istoria, după aceea a urmat Constantinescu, cred că un președinte destul de decent, cred că a dispărut prea repede din peisajul politic, după părerea mea și nedrept, după care a venit perioada lui Băsescu, care a avut un slogan simplu și clar: hoții mei sunt mai buni ca hoții celorlalți, Da. hoții PSD-ului, și atunci a dat frână, el a strunit serviciile și a avut un mare talent în a specula slăbiciunile oamenilor și ale sistemului, pe care adesea le-a valorificat în interesul său personal sau de grup al camarilei pe care le avea. Așadar, și acum Iohannis, din păcate, se departează de
acel rol de mediator pe care am pornit de la 1918, pe care l-a avut Mai ales că am avut egalitatea. mari speranțe, fiind neamți, Da. îl comparam cu regii nemți germani care au Nu, făcut nu, nu vă unirea. ascund că și eu l-am votat și am avut această speranță. Pe lângă faptul că am spus, domne, a făcut din Sibiu un oraș european, cred că poate face și România. Din acest punct de vedere, cred că a dezamăgit în mare parte. Sigur, Și vom vedea ce chiar se va urma. sărbătoarea centenarului n-a știut să o Nu, gestioneze nu astfel încât să fie o să. unitate. Exact, măcar în perioada aceasta să fi trecut lejer, cu Cu responsabilitate, chiar diplomație. cu diplomație pe lângă, dar chiar și cu o ușoară omenie, cu un sentiment sufletesc de apropiere și pentru cei care erau în barcă și cei care, să zicem, sunt în afara bărcii din care el a plecat. Din acest punct de vedere, iată, n-am avut după Revoluție niște oameni de stat de talia regilor. Să ne amintim, domnul Popescu, regii în cele două războaie mondiale au purtat războaie împotriva propriei lor Țări. țări de origine Da. în beneficiul României. Da, Vă dați da. seama ce ar fi însemnat dacă în primul război mondial ne duceam Nu mai către o exista alianță unirea. cu Germania. Nu mai era, nu mai exista unirea, exact, țara nu mai putea fi. Și așa a fost foarte grea lupta Sigur. diplomatică la Limită. limite, exact. Ne amintim evenimentele atunci, sigur a Un fost. rol mare l-a avut și Regina Maria și Absolut, Ionel absolut, Brătianu, absolut. liberalul Brătianu, care a făcut Sigur, a fost și o conjunctură corect, ceea ce spuneți, a fost și o conjunctură politică oarecum favorabilă. Rusia, în Rusia s-a declanșat Marea Revoluție Da. bolșevică, erau N-aveau timp mișcări de sociale, nu s-au putut regrupa așa de repede să devină o forță care să se opună mișcării Unirii. noastre de unire. Se destrăma Austro-Ungaria, iar Anglia și Franța n-au avut altă variantă de a accepta acest statu quo Da. politic. Interesant a fost, trebuie să știți dumneavoastră, fiind, plăcându-vă istorian, mi-aduc, am citit acum că primul ministru al Ungariei, după unirea Transilvaniei cu România, primul ministru al Ungariei și ministru de externe i-au oferit regelui Ferdinand coroana Ungariei. Da, până acolo s-a mers, Până acolo, a fost deci, un anumit variant da, a de. fost o mișcare pe care au încercat-o maghiarii să o facă astfel încât să rămână Transilvania tot cumva sub influența lor. Da, pentru. Și familia regală a fost încântată în prima fază, dar Ionel Brătianu s-a opus vehement acestei idei. Deci ce bărbați de stat am avut Da, în acea perioadă? așa este. Ungurii întotdeauna au avut o diplomație excelentă de-a lungul istoriei, chiar și dualismul austro-ungar, ei l-au valorificat la La maxim, maxim da. în folosul lor și pentru Și dezvoltarea. probabil și aici, dacă acceptau, Fără îl foloseau astfel discuție, încât sunt preconvins. Transilvania rămânea în zona lor de influență. Cu certitudine, cu Da. certitudine. Fiindcă acum revin la 2018 și mă leg de articolele care au apărut în presa germană vis-a-vis de unire,
Deci acolo a apărut și au spus că de fapt n-a fost o unire a Transilvaniei cu România, ci o anexare a Transilvaniei de către România. România. Da. Ceea ce România niciodată n-a fost nici pe timpul dacilor, n-a fost aici un sistem sclavagist sau altceva. Poporul nu, de aici a fost pașnic. Totdeauna n-a încercat să ocupe teritorii. Noi am avut un fundament solid, zdrobitor, să zic, ca argument istoric, politic, social, geografic și așa mai departe pentru realizarea acestui mare act. În primul rând, limba comună. Asta e un lucru absolut esențial. Determinant, absolut determinant. Iată și ce s-a întâmplat cu Kosovo și cu Serbia. Serbia. Sigur. Și Kosovo era leagănul de formare a poporului sârb. Exact. Da? Dar dacă acolo 80-90% din populație vorbește albaneză, ce mai poți să pretinzi? Înseamnă că cetățenii ăia au o altă origine, o altă istorie, un alt destin. Deci, din punctul acesta de vedere, repet, am avut acest element fundamental după care se clădește. Și sper să-l mai avem în continuare. Exact. Și până la urmă se formează statele naționale. De asemenea, și teritoriile sau teritoriul, noi avem o șansă, degeaba vorbesc sau, mă rog, se plusează prea mult pe lobby-ul maghiar și mai departe, care nu mă îndoiesc, există, dar nu trebuie să-l exacerbăm pentru simplu și elementar motiv că județele Oradea și Ardita sunt în mijlocul țării. Dar n-au fost ale lor, au fost ale secuilor care au luptat alături de Mihai Viteazu. Fără îndoială, dar vreau să spun vis-a-vis de, hai să zicem, de această petrecere. Au fost maghiarizați la maxim. Absolut. Dar oricum, pe părerea deci, mea, asta este dovadă cu aceste județe că ei s-au legat de absolut prezența secuilor. Sigur că da. Nu a maghiarilor, sigur, care nu au fost niciodată aici. Și ei au avut acolo interese economice. Acolo a plusat în jurul Brașovului, a Făgărașului, sunt și zone foarte fertile. Mers foarte, foarte dezvoltat după timpul din anii 1400, 1500, 1600 al lui Mihai Viteazu. Da. Cărțile de istorie vorbesc de rolul comercial pe care l-aveau negustorii în această zonă și sigur cu tranzitare. Pe care l-a preluat și, Moldova, și Maria Tereza când a preluat aceste centre și... Acum, una peste alta, sigur că noi trebuie să recunoaștem Transilvania e mai dezvoltată decât sudul țării. Deci nu se și decât Țara Românească și decât Moldova. Deci, categoric. Clar, categoric. Din acest punct de vedere, nu trebuie să blamăm, să zic, păi, sau hai să ne punem uităm la zid cum arată Bucovina, istoria, care a fost și sub Imperiul Austro-Ungar. Ungar, da, mai puțin. Și se vede, dar se vede. Da, deci da, și organizarea și felul cum sunt satele. Da, și, deci este altceva. Și de asta revin la incidentul, zic eu, care trebuia să fie un incident mare diplomatic cu este chestia de la Berlin, cu acele am ziare. Văzut că a luat ambasada. A luat Emil Hurezeanu. A luat legătura cu ministrul de externe de aici și probabil a cerut aprobarea, domnule, să nu facem. Dar eu zic că trebuia mult mai mult. Trebuiau guvernanții, deși guvernul și președinția, după părerea mea, trebuia să ia atitudine și să meargă în toate cancelariile europene. Păi uite ce se întâmplă. Da. Ce facem? Noi suntem în Uniunea Europeană și mai ales că era un moment propice. Victor Orban nu este văzut bine cu apropierea lui față de Rusia. Foarte corect ce spuneți. Și puteau foarte bine acum să speculeze această
Noi nu trebuie să scăpăm din vedere un aspect fundamental în lumea contemporană. Acum, cuceririle sau sferele de influență, să nu mai vorbim de cuceriri, se dobândesc prin mijloace economice și diplomatice, Sigur nu că cu da. forța Sigur că armelor. da. Este Sigur că exclus. da. Astea se, Deci, forța armelor e folosită doar sigur, așa, forța armelor s-a dus, nu ca, mai... Exact, exact. Fiindcă Acum, deranjează. diplomația Dar are un acum, rol uriaș diplomația și economicul. Și, da, și sfera și nouă ce ni se economicului. întâmplă. Deci suntem supuși tot economic. Tot fiindcă economic, ne-au distrus toată economia, bună, proastă, cum nu, era. Nu ne-au distrus-o, ei ne-au ajutat. Ne-au da. Ajutat să o deci s-o distrugem noștri, noi. Cu oamenii noștri, da. Am ne-au distrus-o încurajat. Noi, da, cu încurajarea lor, așa da. Este. Așa este, că mulți pleacă de la premiza asta și blamează, să zic, structurii euroatlantice în care ne-am integrat. Nu asta e soluția pentru România, să ne înțelegem. Chiar dacă uneori ne dau cu o mână, ne ia cu alta așa mai departe. Una peste alta, trebuie să o spunem răspicat, clar și fără echivoc, aderarea structurilor euroatlantice este benefică pentru România. România nu poate trăi autarhic, nu poate trăi izolat. De lucrul ăsta și-au dat seama inclusiv structurile de securitate în momentul 90, când au întors placa împotriva lui Ceaușescu. Și-au dat seama că Ceaușescu, asta-i mersul. Chiar exact, chiar dacă un patriot și care a luptat pentru dezvoltarea României, ultimul conducător da, patriot. Exact, cu toate acestea, el nu mai trebuia să dispară. Așa s-a scris istoria Europei și România nu, realmente nu putea fi Dar un pion de, pe această de ce tablă de șah. Nu mai avem bărbați de stat, de nu mai avem diplomație ca lumea, nu mai avem conducători ca lumea, care până la urmă trebuie să ții și cu țara asta, să ai și puțin naționalism, patriotism. Da, ca să facă. Ca să fac o butadă, e corect ceea ce spuneți. Cred că n-am ajuns la fundul sacului sau n-am crezut suficient. S-ar putea... Istoria de-a lungul timpului ne-a dat personalități atunci când am ajut destul de jos să ne putem ridica. S-ar putea să fie și un ghinion pentru noi că țara este bogată și râvnită de toți și atunci fac tot posibilul să ne acapareze... Nu neapărat să... Să ne acapareze economic tot. Absolut, absolut. Au nevoie de resursele noastre. Categoric și de piață de desfacere. De aceea spuneam, revenind la problema de fond, dom'le, aici în cadrul acestei structuri euroatlantice trebuie să faci de așa natură să, evident, în contextul european să știi să-ți aperi interesele tale, măcar în domeniile majore. Continuăm după pauza de publicitate. De acord. Ana Events organizează cea mai mare petrecere de Revelion din Oltenia. Capete de afiș, Petrică Mâțu Stoian, Niculina Stoican, taraful Emil Lăcătușu, alături de Nicoleta Lăcătușu, taraful Aurel Blondea, alături de Andreea Andrei și taraful Mădălin Barangă, alături de Amelia Vârciu. Muzica ușoară va fi asigurată de DJ Shao, DJ Zaza, Dani DJ și Florin Tantan. Prețuri promoționale pentru grupuri. Meniu Maxi Ultra All Inclusive. Rezervări și informații suplimentare la 0752888833 sau pe Facebook și website anaevents.ro. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea, alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730-030-313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe Piața Românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL.
cel mai pregătit personal medical din județ, cele mai mici prețuri, cea mai performantă aparatură medicală, totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. De peste 70 de ani, Express Transport asigură transportul pasagerilor în condiții de siguranță și confort spre următoarele destinații: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Drăgășani. Reduceri începând cu 10% la toate biletele achiziționate online. Oferim servicii de închiriere mașini pentru transportul angajaților diverselor firme sau pentru servicii de protocol, conferințe, team building-uri și excursii. Express Transport, Târgu Jiu, strada Margaritarului, numărul 5. Relații și rezervări non-stop la 0353-806-666. Express Transport S.A. Siguranță și confort la cel mai mic preț. Echipa Școlii de Conducători Auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șoferi de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. Bucură-te de cea mai bună experiență Wi-Fi din România și de divertisment nelimitat oriunde în casă. La UPC ai 500 de mega în toate pachetele Happy Home, toate meciurile din Liga Campionilor, Europa League, Liga 1 și multe alte sporturi. Distracția nu se termină niciodată. Sună acum sau vino în magazine pentru cea mai bună ofertă UPC. Vrei ca hainele tale să fie cât mai curate și mai plăcute la atingere, fără ca tu să faci nimic? Da, sigur că vreau. Se poate așa ceva? Evident, apelează cu încredere la serviciile spălătoriei ecologice Nufărul și cu siguranță vei fi mulțumit de rezultat. Spălătoria Nufărul folosește aparatură profesională și cele mai bune produse pentru curățarea, spălarea, uscarea și călcarea hainelor dumneavoastră. De ce să pierzi timpul spălând haine când poți apela la Spălătoria Nufărul? În Târgu Jiu, strada Lea Digului, numărul 1A, în spatele magazinului Decathlon. Pentru hoteluri, pensiuni și restaurante, Spălătoria Nufărul oferă servicii de apretat lenjeria și fețele de masă, iar transportul este gratuit. Sună acum la numărul de telefon 0253-240-010. Nufărul îți face viața mai ușoară. Rămăsesem la faptul că nu avem bărbați care să gestioneze România, să o ducă acolo unde e locul, fiindcă suntem totuși a șaptea țară din Uniunea Europeană. Observăm că Ungaria s-a cam distanțat de principiile
hegemoniste, să le zicem așa, ale Uniunii Europene. Polonia, la fel, a făcut un salt fantastic, cu toate, cu tot faptul că le-a arătat cartonașul galben Uniunea Europeană, dar ei totuși își văd de treaba lor naționalistă într-un fel și poate este mai bine. Da. Ai noștri aici nu prea... Da, n-am jucat deloc cartea interesului național, mă refer la... În ăsta 30 de ani, până la urmă. Diplomației și mai ales la nivelul diplomației de vârf și aș sesiza bine, n-am valorificat nici conjunctura favorabilă legată de poziția oarecum incomodă pe care o are Victor Orban în cadrul structurilor europene și mai ales imaginea pe care o are la nivelul Comisiei Europene, a Consiliului Europei, Consiliului Uniunii Europene. Și, într-adevăr, Polonia are cartonașul ăla galben cu probleme legate de... Chiar de justiție. De justiție și de anumite modificări legislative în legătură cu drepturile omului. În rest, din punct de vedere economic, da, s-au dus. Au și luat toate fondurile europene, exact, i-au luat peste 100%. Exact. Marea drama noastră, pe care n-am priceput-o, de ce... Nu ne stabilim o strategie simplă. Dom'le, n-avem bani să băgăm foarte mulți. Că nu poți să ceri acum să avem o treime din PIB în investiții, cum făceam pe timpul lui Ceaușescu. E de domeniul imposibilului într-o democrație. Dar cu fondurile europene puteam să aducem 30%. Lucrul ăsta voiam să-l spun. Dom'le, hai să ne stabilim, dom'le, să zicem 5% din PIB ca o strategie, da? Dom'le, în fiecare an o stabilim într-o lege organică pe care nu modifică niciun guvern, indiferent de ce culoare, dăm cota parte din investițiile care se atrag fonduri europene. Fie că e vorba de investiții publice, autostrăzi, spitale și orice alte investiții publice, alimentări cu apă, canalizări și așa mai departe, sau chiar și în domeniul privat. Și atunci, domne, dacă ai garanția că ai acea cofinanțare, că uneori cofinanțarea este așa de mică, uneori e chiar 2%, da. Poate atinge și 10% și 20%, uneori și până la 50% trebuie să fii cu cofinanțare, mai ales în domeniul privat. Dar și asta e bună. Dacă reușim să asigurăm aceste cofinanțări, măcar aici chiar nu pot să-i înțeleg. Se critică unii pe alții, cum ați observat, fără excepție. Deci nu există, exact cum spuneați, o strategie pe termen lung a României? Nu. Să stea la masă măcar toate partidele? Exact. Da? Și să fac o strategie, domnule, că o fac liberal, că o fac social-democrat, dar să meargă către țintă, pe drumul spre țintă. Asta e marea problema României. Și vorbeam de diferența între rege și președinte. Până la urmă, președintele ar trebui cel... El să facă... ar trebui să fie cel care să unească în linii mari. Nu poți să-i unești niciodată pe Dragnea și pe Orban. Unul e cu tel drumul și cu lacurile, altul e cu mandolina. Dar dacă președintele este imparțial și ține cu țara, domne, atunci și Dragnea și Orban să dă după măcar președință. Măcar în problemele mari, domne, de strategie de dezvoltare energetică, da? Da. Uite. În ce suntem buni? Exact, domne, în ce ne putem dezvolta să asigurăm minimul pentru țară, că am ajuns la un consum de
8-9.000, chiar 10.000 de megavați, aproape consumul din perioada lui Ceaușescu, da? Ceea ce înseamnă că avem... Se mișcă treaba. Se mișcă treaba, exact. Bun. Și, evident, să avem și o disponibilitate pentru export. În domeniul construcțiilor de autostrăzi, în domeniul construcțiilor de mașini, ce putem face? Unde putem dezvolta? Valorificarea, exact, resurselor. Resurselor, dar intern. Sigur, adică, că doamne, da, nu dai lemnul în afară brut, da, îți faci aici fabrici de prelucrare și așa mai departe. Nu mai vorbim de domeniul IT, unde suntem buni, bun, suntem recunoscuți, da, în Europa și chiar în lume. E, de aceea spun, domne, în linii mari sau o lege a pensiilor, hai, domne, să ne adunăm toți. Trebuie să ne demonstrăm, să mine Olguța Vasile să spună că ea face legea, ea dă banii și ea mai departe. De. Că vine guvernul ăla și nu-i mai o poate taie, da. Exact. Sau la legea salarizării, la fel, sunt încă multe anomalii. E, de aceea spun, domne, în problemele mari ale unei țări, hai să facem niște strategii care... în mare, în linii mari, să fie respectate, sigur, de toți guvernanții. Și mai este o problemă care s-a neglijat, ba pot să-ți spun că s-a urmărit distrugerea capitalului autohton. Deci, întreprinzătorul român este cam terminat. Totul tragi pe el și nu-i dai nicio facilitate. Eu dau un exemplu. Pe timpul guvernului Cioloș, deci ajutoare de stat au primit numai firmele multinaționale. Multinaționale, știu, da. Nu știu dacă a fost una românească. Da, da. Din 12. Da. Asta e un mare paradox. Nu numai o politică statală aproape irresponsabilă. Sigur, a fost mai evidentă în guvernarea Cioloș, dar să știți că și în perioada anterioară, da, și după aceea, tot cam, în mare, tot cam așa s-au întâmplat lucrurile. Dar nici nu găsim modalități, cum să vă spun, se transmite de sus în jos. Adică te uiți la cei care efectuează control. Dom'le, trebuie să... tabere pe un om până îl desfințează, dom'le. Ei nu pleacă controlorii, fie că numim gardă financiară, fie că numim ITM-ul, fie că numim orice alte organizații de control, care trebuie să-și n-au facă prevenția. Treaba. N-au prevenția. Exact, dom'le, ea urmărește, dom'le. În procedură n-au bă, uite, prevenția. Ai greșit aici, da, ai greșit aici. Sigur. Bă, dacă te prind a doua oră, gata. Dar, domne, tăbără să-i desfințeze. Sigur, mai ales că sunt firme mici care nu-și permit avocat, nu-și permit contabil, păi, să-și angajeze. Eu nu știu, am avut două dosare cu două firme care aveau cam un miliard de lei pe an. A venit ăștia de la Garda de Mediu și i-a dat 300 de milioane. Păi la 300 de milioane l-a terminat, l-a închis. L-a închis, da. Dom'le, adică sunt lucruri din astea. Sigur, dom'le, asta nu înseamnă că nu trebuie respectată legislația, dar... Dar și când vezi... Ai un pic de prevenție, când vezi, exact, că multinaționalele nu pan nimic și ascund profitul și nu dau taxe și impozite, din ce să întreții învățământul, sănătatea și toate cele de care ai nevoie, ordinea publică? A, din punctul ăsta de vedere, eu cred că lucrurile încet, încet se așează. Eu am speranța că chiar dacă mergem așa târși, grăpiși și sau mai lent, o nu așa cum ne-am dorit, mai repede și mai bine, eu cred că lucrurile se mișcă. Uitați, cu legea asta offshore, părerea mea, chiar după dispute, a fost echilibrată. Adică, dom'le, să-și ia și ei profitul, dar în același timp să fie obligat să lase pe piața internă o parte din producția de gaze, de petrol și așa mai departe. Și să dea și o redevență acolo și așa mai departe. V-aș da un singur exemplu de cât spirit naționalist am avut noi la vânzarea Petromului. Deci noi am vândut Petromul cu 600 de milioane de
euro. Și făcură din Austria și, mare producător de și, petrol. Și Rusia, că-s legați, eu din câte știu, au și un pic acționariat rusesc. Dar bun. Deci, cu 600 de milioane și am dat o scutire de redevență pe vreo 10 ani. Ungurii au avut corespondentul Petromului cam la jumătate din cât al nostru a fost. L-au dat cu 28 de miliarde de euro. Atenție! Ceea ce înseamnă că noi, al nostru valorea undeva la 60 de miliarde, l-am dat cu 600, deci cu 1% din valoare. Da. Cu 1% din valoare, asta e o realitate a cifrelor pe care nu poate contrazice nimeni. Păi numai un om nebun, inconștient, irațional. Și DNA-ul sau PNA-ul n-a luat pe nimeni. Păi, că trebuie să iei și pe la care dă și pe la care primește. Domnul Popescu, vă amintiți că cel care, în timpul căruia s-a vândut, a fost guvernarea Năstase, dar negociatorul șef a fost Traian Băsescu. S-au certat ei vreodată, Băsescu, cu Năstase pe problema asta? Nu. Niciodată. Niciodată. Aveau interese. Evident, evident, da. De aceea spun, dom'le, nu poate nega nimeni avantajele intrării în structurile euroatlantice. Ați fost în Parlamentul României. De ce au renunțat la acea impozitare de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale? S-a pus problema ceva mai târziu după ce am plecat, dar într-adevăr... Nu, acum, este păi da, recent. Păi de aia, mai târziu decât când am fost eu. Da. Eu am fost acum 14 ani în... Au sărit ambasadele în sus, că domnule, ce faceți? Spuneți impozit pe cifra de afaceri, lăsați-ne să luăm tot profitul în afară. Da, asta e mare greșeală. Mare acum, greșeală. Eu sunt de acord să nu... Chiar dacă nu pui 1%, atunci trimite organele de control conspusoresc pe ele ca să deslușească acele inginerii financiare de scoaterea profitului din țară. Domnul Popescu, nici nu trebuie să fii foarte doct în materie, domnule. Aici foarte simplu se scoate. Găsești imediat firma consultantă din țara mamă care... Sau vă dau un exemplu. Da, are, nu știu, OMV-ul la o rafinărie sau la nu știu ce benzinărie, da, de niște piese. Le ia de acolo, din țara la niște mamă, prețuri exorbitante. Exact, la prețuri de 10 ori mai mare. Și a dus profitul acolo și vine aici pe muche. De aceea, totuși, acel impozit mi se pare de bun simț, de 1%. Sigur, domne, da. Nu te duci la 3%. Da. Sau la 5%, că s-a vehiculat și 3%. Da. E uriaș, totuși. Da. Dar 1% din cifra de afaceri, domne, chiar... Nu mi se pare deloc mult să rămână în România. Și iar revenim că n-avem oameni de stat. Da, care, să... da, care știți, după cum ați văzut, oamenii de stat ai noștri, eu i-aș numi chiar politruci, domne, iau astfel de atitudini, dar punctual, conjunctural, atunci când se simt ei lezați sau ca să mai câștige un pic capital politic, adică n-o fac cu o acțiune și o gândire coerentă. Coerentă și să meargă până la capăt. Exact, și logică, până la urmă chiar diplomatică. Domne, trebuie să te iei la ceartă cu multinaționale. Domne, hai să ne întâlnim. Să ne întâlnim cu responsabilii noștri din punct de vedere economic, financiar, cu cifre. Dom'le, uite cum este în alte țări. Uite cam cum stau chiar lucrurile. Chiar cu țările lor. Exact. Dom'le, uite cam cum stau lucrurile. Adică cu date foarte, foarte pertinente, exacte și la obiect. Și să-i aduci la un numitor comun. Bă, bun, nu vreți 1%. Dar cum ați vrea voi să facem o impozitare sau eventual un control al modului în care derulați activitatea economică financiară de așa natură încât un pic din ceea ce câștigați să rămână și aici. Da. Ați fost și în conducerea județului mult timp. Cum vi se pare activitatea administrativă în ultimul timp în județul nostru și în municipiul nostru?
parcă un pic mai eficientă față de ce a fost, dar destul de puțin vizibilă. Din păcate, sigur, eu am fost într-o perioadă grea, nu vreau să îmi găsesc scuze, dar eu pot să vă spun că la problemele economice și sociale care erau atunci ale României, că România era pe punctul de a intra în incapacitate de plată. Mi-amintesc că m-a rugat un primar la Țânțăren să ajut să văruiască o școală. Nici lucrul ăsta n-am fost în stare. Așa era de săracă țara și de puține resursele. Și m-am bătut la guvern, mă dați seama în ce situație eram. Bun, din păcate constat că județul și-o arată cifrele. Este printre ultimele, chiar pe ultimul loc pe țară la investiții. La... Cu toate că noul președinte de Consiliu Județean se zbate. Dom'le, mișcă ceva. De-aia vă și spun că un pic lucrurile se mișcă. Dar cred că ne-am afundat, ne-am dus prea în jos. A luat-o prea de jos. Da, am verificat numărul de contracte, că până la urmă și asta la cele care trec prin notariatele publice, de vânzări, cumpărări, de străinări și ultimul județ în urma Vaslui. Absolut. Și ăsta demonstrează un pic cum se mișcă lucrurile. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei ce conduc acum județul și pentru cei ce vor conduce în viitor. Fiindcă nu exploatăm resursa principală industrială, care este producția de energie și electrică. Turism. Și turism. Astea sunt marile aturi ale județului, exact, energia electrică și turismul, care ar putea să o să ne aducă într-un loc de frunte, că dar oricum să ieșim din exact, valorificând CO-ul la potențialul care e, fiindcă și aici CO-ul nici nu o va duce pe roz, dar nici nu poate muri, pentru simplu și elementar un motiv că țara are nevoie de energia care se produce aici. Eu acum am citit, am rămas și eu surprins de o asemenea statistică. America, ponderea energiei produse pe cărbune în America e de 39%. Păi da, și Germania. Credeați așa ceva? 39% America. Da, dar și Germania. Absolut, și Germania. A renunțat la reactoare după evenimentele din Japonia și au trecut masiv la din punctul ăsta de vedere, deci câteva decenii țara are nevoie. Deci nu că vrea guvernul să ne... Mai ales că avem o rezervă de 50 de ani. Sigur că da. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie gândită o strategie, repet, nu de dezvoltare sau de expansiune a dezvoltării, dar oricum de menținerea actualului statu quo vis-a-vis de exploatările de cărbune și respectiv de energie. Bineînțeles, ar trebui și gândite și aspecte colaterale de dezvoltare și economică și politica socială. Ar trebui să vină de sus. Deci nu trebuie să lași numai CO-ul și să-și facă prețul singur. Ar trebui făcut acel mix de energie, fiindcă noi avem și hidrocentrale, deci suntem puternici. Da, era foarte bun acel mix, pentru că de ce? Ei acum ne sufocă, practic, aș zice, nu știu dacă guvernul, că până la urmă legiuitorul, sau dacă vreți, pe plan european ne taxează vis-a-vis de plata acestor certificate verzi, care pur și simplu n-aș zice că împovărează sau în grupă, dar oricum împovărează substanțial. Ori dacă ar fi un mix economic, ar fi o unitate între hidrocentrale și deci ar fi o conducere unitară. Pentru că vedeți, până la urmă hidrocentrale, micocentrale, domne, sunt făcute tot de noi. Da. În timpul lui Ceaușescu, de ce să nu valorificăm noi în județ acest profit, că s-ar mai
compensa un pic prețul mai scăzut la energia produsă pe hidro cu prețul inevitabil mai mare care din energia produsă pe cărbune. Și atunci sigur că am reușit chiar destul de bine să coroborăm dezvoltarea. Dacă luăm și analizăm cele trei județe miniere, care Mehedințu, Gorjiu, Vâlcea, și potențialul lor hidroenergetic, ar fi la paritate energia produsă pe cărbune și energia produsă pe hidro. Da. Și atunci ai avea un preț fantastic. Sigur, dacă ar sigur. Fi. Și din o flexibilitate a forței de muncă. Exact, nu? Și te-ai putea bate pe piața de energie. Pe piața europeană. Să... Exact, pe piața europeană exact. Chiar. Da, 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 da. Adică ai putea să ai un cuvânt de spus. Da. Să ai un cuvânt de spus și în ce privește prețul și în ce privește și un profit adecvat. Activitatea economică financiară care să-ți permite exact să faci și investiții. Dar care noi ce problemă? Lăsându-le separate, imediat vin băieții deștepți. Vin și șacalii, corect. Da, și către unii și către alții. Da. Pe ăștia să-i sufoce ca eventual da. să poată să profite, iar pe ceilalți să le ia energia la prețuri. La prețuri absolut derizorii. Da, din punctul ăsta de vedere, administrația județeană ar trebui să gândească soluții. Administrația județeană și parlamentarii județului. Evident, deci, cu influență acolo sus. În Parlament și în Guvern. Alminteri, județul rămâne undeva la coada clasamentului, din păcate. Da. Ce vreau iar să vă mai întreb, să ating toate laturile dumneavoastră, învățământul. Iar avem o problemă, nu mai avem forță de muncă calificată, școlile profesionale le-a distrus ministrul care acum a revenit, ministrul învățământului. Deci... Da. Aici am avut iarăși o lipsă de strategie, de strategie pentru categorii pentru o dezvoltare viitoare. Dumneavoastră ați observat că ați călătorit mult în Occident. Ăia nu fac școli și nu pregătesc oameni care nu și găsesc debușeu da. În... Deci din punctul ăsta de vedere a fost o greșeală majoră. Toată lumea a vrut să facă facultăți după timpul lui Ceaușescu și am produs la juriști și la economiști. Și am desfințat chiar și aici. Exact. Ingineria... Am diminuat-o. Și aici cred că s-a văzut greșeala și încet încearcă să se îndrepte. Sperăm. Da, timpul trece foarte repede. Ca de obicei. Ca de obicei, când avem ceva de spus. Da. Eu vă mulțumesc pentru seara aceasta și sper să ne mai întâlnim, să continuăm discuția. Mulțumim și bună seara, ne vedem săptămâna viitoare.